Oh, Leonardo. Ah, la chiamiamo al ristorante. Ho tappato. Esatto. Se fai tu pasta, che preciso che... Ah, ce bine că te-ai gândit să faci paste cu sosul ăsta rămas. S-a votat de ieri până azi pe Instagram. Ia uitați, a făcut maica mea paste cu sosul a rămas. Și cu multe bucățele de carne, sper. Hai să ne băgăm la masă, mi-e foame. Și sunt obosit, vreau să dorm de vreme în seara asta. Ia uitați, am găsit câteva bucățele de carne, dar mai puține decât ieri. Sunt vreo 5-6 de data asta. Ia, hai să vedem cum sunt. Că nu le-am gustat până acum. Ia să vedem. Aoleu, ce ard. Aoleu, ce ard. Aproape m-am ars. Noroc că ne-am scos repede. Mamă, ce ard. Sunt bune, dar ai fier prea mult. Ai fier mult prea mult. Mai piure, așa le-ai făcut. Trebuie să fie mai al dente. Ai pus aici? Nu am pus. Nu avem ce ceapă pe acolo. O să facem niște alea. O să facem niște boia de ardei. Dar vă luați și în sticla aia. Unde vezi? Uite acolo aia mare. Asta? Nu, nu e. E dulce. E de la dulce, nu-i bun. E sos barbecue. Arde? Nu arde? Da, da. Ba. Eu am făcut astea brânză, că mi-a rămas că am făcut multe fată paste. Asta nu am dat brânză pe stele. Arde. Da, așa. De sărate din astea potrivite? Da. Dar nu sunt bune pastele astea. Să nu mai... Se ia de la Barilla. Se simte făina din ele. Îmi pare de mai demult, da. Nu știu că sunt vechi trase. Mi-ai fier și mult. Așa. Tu n-ai văzut navigația. M-am uitat. Și ce ai văzut? Am văzut-o. Unde era pornită? O să fie obligatorie masca peste tot. În Belgia. Cred că în toată țara, dacă s-au făcut aproape 10.000. Zic că nu mai voi să nu știu la cumpărături la urmă. Nu? Da. Păi te duci singur. Da ce, mă? S-a prins de... Ai, de capul meu. Da, mă, să dau la tine până de-aia. Deci, dacă eram la restaurant, nota 4. Ei, lasă. Să faci tu paste, că tu știi să faci. Nu mă gândești. Am și întrebat. Știi cum te taxau aia de la șef la cuțite? Nu trebuie. Pentru că mie îmi plac așa mai fierte. Da, da. Să găsesc de asta neagră, eu. Nu are mă nimic la problemă. Nu știu ce e, văzui. E iute rău?
Dacă pusești un zahăr de ei. Dar sunt eu și așa. Lucian Bode a explicat că imediat după ce a aflat este pozitiv, a urmat pac și ceruți de protocol. S-a izolat la domiciliu și nu are simptome specifice. Tot ieri însă, ministrul s-a întâlnit și cu ambasadorul Statelor Unite în România, iar în urmă cu două zile a fost într-un platou de televiziune. Este al doilea membru al cabinetului Orban testat pozitiv, după ce și ministrul Economiei a fost depistat la începutul săptămânii. Ministrul de Finanțe a anunțat că se testează și el după ce colegii săi din guvern au aflat la COVID-19. Ușor, ușor, România intră în carantină din cauza valului 2 al pandemiei de COVID-19. Deja 4 orașe, Zalău, Jibou și Cehusilvaniei din județul Sălaș și Gherla din județul Cluj, au fost închise de autorități. Oamenii pot părăsi aceste orașe doar cu motive bine întemeiate, ca în perioada stării de urgență, iar motivul deplasării trebuie dovedit prin declarație pe proprie răspundere sau atestat de la angajator. Aceleași măsuri dure sunt aplicate din această dimineață, începând cu ora 5, și în județul Timiș, unde numai puțin de 8 localități au fost carantinate. Acolo rata de infectare sunt 7 cazuri la 1000 de locuitori. Alte două comune din Timiș sunt în analiza autorităților locale. De 6 la 1000 de locuitori. Cele 8 localități în care s-a instituit carantina zonală sunt Giroda, Dudeșină, Dumbrăvița, Decitărecul Mic, Fidești, Giroc, Tesac și Moșnița Nouă. 6 dintre ele sunt comunele limitrofe Timișoarei. Celelalte două sunt situate la circa 40 de kilometri de orașul de pe Bega. Rata de infectare de acolo a crescut de la o zi la alta, media fiind de peste 8 la 1000 de locuitori. Din localitate. Începând de astăzi, cei care vor să iasă din zona